Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun găsit la o nouă ediție Sud Muntenia la Raport. Și în această seară v-am pregătit subiecte importante pe care să le dezbatem împreună. Pentru început, haideți să vedem care sunt acestea. Obiceiuri păgâne în Casa Domnului. Într-o biserică din zona Argeșului, un preot recurge la ritualul păgâne, deschide cartea pentru orice enoriaș dacă acesta este de acord să plătească o sumă de bani cuprinsă între câteva zeci și chiar mii de lei. Oameni disperați, bolnavi, cu probleme familiale grave, dorni să afle ce le rezervă viitorul, caută preotul cu har. Ce vede preotul, de fapt, atunci când deschide cartea și de unde provine această practică, aflați în prima parte a emisiunii din această seară. Ireal la Bradu. După ce fostul primar și-a tras stadion de milioane de euro și echipă de fotbal, actualul primar visează și el la altă echipă, chiar un club. Localnicii sunt revoltați și spun că altele ar fi prioritățile. Explicații în partea a doua ediției din această seară. Așa cum vă spuneam, deschidem ediția din această seară cu o poveste care nu ar trebui să mai fie prezentă în România zilelor noastre. Preoți care deschid cartea continuă să facă acest lucru, deși este total interzis de către Biserica Ortodoxă Română. Avem și noi cazul unui preot din Argeș care deschide cartea oamenilor cu probleme care se prezintă în fața sa și cred și sunt convinși totodată de faptul că ceea ce preotul le prezice este adevărat. Așa cum vă spuneam, aceste lucruri nu ar mai fi trebuit să se întâmple. Un preot care deschide cartea riscă să fie caterisit. Acest lucru nu îi sperie, ci din păcate îi face să practice această metodă de la o zi la alta tot mai des. Avem un material de prezentare și vedeți exact cum se practică acest fenomen. În slujba creștinilor, oficierea de nunți, botezul sau parastas este un lucru normal și firesc. Există însă și preoți care au îndeleniciri noi. Deschide Evanghelia și plătind că în carte se află rezolvarea tuturor problemelor omenești. Un preot, dovedit că deschide cartea, riscă să fie caterisit și exclus din rândul clerului. Biserica Ortodoxă se ferește să vorbească despre acest subiect, pentru că această practică este împotriva tuturor canonelor bisericești în vigoare. Oamenii caută însă prin orice metodă să afle ce se va întâmpla cu viața lor. Foarte mulți sunt aceia care apelează la preoți, de care au aflat mai mult pe cale orală. Nu de puține ori, cei care merg la preoți sunt victime ale practicilor interzise de Biserica Ortodoxă, dar în vâltoarea vieții, aceștia acceptă și acest lucru. Un fenomen destul de des întâlnit este deschiderea cărții, descrisă de oameni ca fiind viziunea asupra viitorului și trecutului personal. Într-o biserică din zona Argeșului, un preot deschide cartea pentru orice noriaș, dacă acesta este de acord să plătească o sumă de bani cuprinsă între câteva zeci și câteva mii de lei. Asta este biletul. Lăsăm separat în felul noastră. Nu știu cât va cât timp, știți? O, contează. Unde stați? În Dâmbovița. Unde? În Târgoviște. Așa zi. Așa. Care micro? Micro 6. Păi tot e micro, e. Le știți pe toate. Da. Așa, pentru ce vrei? Vorbesc cu băia de mai mult timp și nu reușim să ne căsătorim. Ne căsătorim aici. Și problema, probabil... Cum te cheamă? Pentru dezlegarea coloniei, până când spune cum te cheamă. Cum dai, băia bun? E băia bun. Mă vin ce nu m-am pe aici, dar o să rezolv. Da. Se întâlnește. Și de copii nu reușim să... Să faceți. Facem. Păi de ce? Și familia, de familie... Hai să de familie. Mai familie bună, dar de ce nu mai am și eu de aia. Gar fără par și un fără dușba, n-ai să vezi niciodată. Ai auzit? Da. O să mai dați pe la mine. De unde provine practica deschiderii cărții? Profesorul Șerban Anghelescu este etnolog, iar preocuparea sa de viață este evoluția popoarelor, antropologia și istoria culturii. Că Evanghelia nu se referă vreodată la un răspuns imediat privind soarta unui om și mai ales la un răspuns imediat care poate fi aflat de ușor. Este mult prea simplu, mult prea naiv, e un exercițiu copilăresc să crezi că deschiderea chiar a unei cărți sacre, chiar a unei cărți de natura Evangheliei, îți răspunde ție personal.
Oameni disperați, bolnavi, cu probleme familiale grave, dornici să afle ce le rezervă viitorul, caută preotul cu har. Ce vede, de fapt, preotul atunci când deschide cartea și de unde provine această practică, conform creștinortodox.ro. Deschiderea Evangheliei, practică știută mai ales sub numele de deschiderea cărții, este o metodă înșelătoare de a afla viitorul. Cei care deschid Evanghelia nu fac decât să închidă și mai bine ușile raiului, atât lor cât și celor care vin la ei pentru această vrăjitorie. Cel care spune că ghicește în Sfânta Evanghelie nu este decât un înșelător. El este dornic de câștig, profitor de necazurile oamenilor, lipsit de credință și fără frică de Dumnezeu, spun majoritatea preoților. Discutăm despre acest subiect și despre acest fenomen care, așa cum spunea și colega mea, n-ar trebui să se mai întâmple, însă, din păcate, îl întâlnim în anumite zone, în anumite biserici și la anumiți preoți. În această seară, cu domnul Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române. Bună seara! Sărut mâna, bună seara! Hristos a înviat și salut respectuos pe telespectatorii dumneavoastră. Domnule Bănescu, ce se întâmplă cu acest fenomen? Pentru că noi spuneam că n-ar trebui să-l mai regăsim în zilele noastre și mai ales în casa Domnului. Evident, îndrăznesc să sper totuși că nu este un fenomen. Este limpede că există cazuri izolate de preoți care, din păcate, decad din treapta lor de preoți în treapta de șarlatani, dacă se ocupă cu o practică total condamnată de biserică. Cum spunea și dumneavoastră înainte, este vorba de oameni care profită de naivitatea și ignoranța multora dintre creștinii care vin spre ei. Vă asigur pe această cale și e vorba de ceva oficial cunoscut foarte bine în Biserica Ortodoxă, nu există o practică a deschiderii cărții pentru a vorbi cuiva despre viitorul său. Este realmente vorba de o formă de șarlatanie pe care Biserica Ortodoxă, ca și alte biserici, o condamnă fără rest. Da. De unde a pornit această practică? Nu există o motivație de natură morală, spirituală sau teologică pentru o asemenea practică. Este vorba de oameni care, dorind să se afirme în comunitatea lor, neputând să o facă altfel, neavând alte calități, pur și simplu încearcă să atragă atenția și să câștige bunăvoința unora dintre credincioși în felul acesta, punându-se astfel pe o treaptă pe care cred ei devin mai interesanți. Grav este că pretind și sume de bani pentru această practică, ceea ce e cu atât mai incriminatoriu. Imaginile pe care și noi le-am prezentat în materialul care a fost dat cu câteva minute în urmă sunt imagini reale, imagini filmate de colegii noștri care au mers la biserica din județul Argeș, acolo unde preotul deschide cartea. Într-adevăr, se pretind sume de bani, așa cum spunea și dumneavoastră, dar ce este cel mai grav este că oamenii vin în număr foarte mare la astfel de preoți, crezând că ceea ce preotul le spune în momentul în care deschide acea carte este adevărat. Din păcate, pentru că oamenii au încredere în preot și e firesc să fie așa, pentru că preotul, prin natura funcției lui, trebuie să fie un refer moral și un refer în care evident ai încredere. Dar există printre ei, printre preoți, și oameni care evident au o problemă de moralitate personală. Asemenea cazuri trebuie denunțate superiorilor lor. Sper că acest caz din județul Argeș a ajuns prin intermediul dumneavoastră sau și prin intermediul dumneavoastră la superiorii de la Arhiepiscopia Argeșului și, în mod normal, un asemenea preot trebuie caterisit, adică trebuie să-i se suprime funcția de preot. Ce este cel mai grav este că foarte mulți preoți din țara noastră fac aceste lucruri, se știe foarte bine și alții colegi jurnaliști au reușit să ajungă în diferite biserici din țara noastră și să vadă exact ce presupune această metodă de aflare a adevărului în momentul în care deschizi Evanghelia. Ne povestea colega noastră care a mers la biserica din Argeș despre faptul că acea carte era o carte veche și se spunea că și datorită acestui fapt că ea este veche, era vorba despre o evanghelie de sute de mii de ani, practic ea reușește să arate adevărul. Există vreun sâmbure de adevăr, ca să-i spunem așa, în toate aceste lucruri pe care preotul le deschide în momentul în care le spune în momentul în care este deschisă cartea, pentru că practic cartea respectivă nici măcar nu avea filele complete, erau doar niște resturi.
Da, iată, absolut niciun sâmbure de adevăr nu există și pentru că e vorba de Evanghelie și într-adevăr e vorba de deschiderea cărții, lumea când aude se deschide cartea, nici nu se gândește la ce carte. De fapt e vorba de cartea centrală în creștinism și în biserică ca obiect de cult, Sfânta Evanghelie, care dacă e folosită în acest sens, se comite și un grav sacrilegiu. E un sacrilegiu să te folosești de un lucru sfințit din biserică pentru a obține bani și pentru a induce în eroare pe niște oameni care vin cu credință și în loc să le orientez credința spre Hristos, singurul care ne poate rezolva problemele, o orientez spre un om care înșală. E realmente vorba despre un sacrilegiu și nu există niciun fel de adevăr în această practică. Spuneam eu pe finalul materialului despre cei care deschid Evanghelia că nu fac altceva decât să închidă și mai bine ușile raiului, atât celor care vin să facă acest lucru, cât și preotului respectiv care deschide cartea, spunând că el știe adevărul și relatând fapte care ar urma să se întâmple pe viitor. Ce este adevărul este Hristos însuși. Deci când vorbim de adevăr în biserică, vorbim despre Hristos. Și adevărurile care se desprind din Evanghelie sunt adevărurile de credință. Nu există alt tip de adevăr în creștinism. Deci nu vorbim de un adevăr al logicii omenești, un adevăr speculativ, un adevăr extras dintr-un act din acesta chiromantic care presupune aflarea viitorului. Dar apropo de porțile închise ale raiului, ele se deschid în fața oricărui om credincios. Se spune că nu se mântuiește decât cel care nu vrea. Iubirea lui Dumnezeu e atât de mare încât e aproape greu să nu te mântuiești dacă ai măcar un strop de credință. Ce-i sfătuiți pe cei care, din disperare, bunlavi, care au fost loviți de soartă de-a lungul anilor și ajung în acest stadiu de a merge până în pânzele albe pentru a se vindeca, nu știu, pentru a se salva? Ce-i sfătuiți? În loc să practice astfel de metode, ce ar trebui să facă? Pentru că știu că ar putea să meargă și la preoți, însă în alte sigur condiții. Sunt două registre. Există un registru spiritual, unde intervine biserica, unde intervine preotul duhovnic în actul de spovedanie, care e foarte important pentru sufletul oricăruia dintre noi când este împovărat. Și există registrul concret, apropo de oameni bolnavi, care sigur pot beneficia în biserică de slujba Sfântului Maslu, o slujbă care se săvârșește tocmai în vederea însănătoșirii omului respectiv. Preoții se roagă pentru însănătoșirea lui. Hristos este numit și doctorul sufletelor. Dar există un registru foarte concret, îi îndemn pe oamenii foarte bolnavi, evident, să împletească credința și spovedania și participarea la slujba Sfântului Maslu, bineînțeles, cu sfaturile oferite de medic. E vorba de boli care nu pot fi vindecate doar prin rugăciune. Există și minuni, dar nu putem conta pe ele. E foarte important să mergem la medic, să avem încredere în profesioniștii fiecărei zone profesionale și biserica oferă, evident, ceea ce poate ea oferi, asistență spirituală, care este importantă și o parte în procesul de vindecare. Vorbeați dumneavoastră despre minuni. Într-o altă ediție din cadrul emisiunii noastre Sud Muntenia la Raport am vorbit despre minuni săvârșite de un preot din Ialomița, minuni care erau prezentate tot la fel de oamenii care mergeau la acesta. A spus despre faptul că o fată care nu putea să se deplaseze singură a venit însoțită de mama ei și după prima slujbă a reușit să plece pe picioarele ei, dar spunea o rudă a preotului respectiv că a trebuit să mai vină de câteva ori pentru ca totul să fie așa cum și-ar fi dorit persoana respectivă. Există astfel de minuni săvârșite de preot sau și în aceste cazuri se vorbește doar despre o parte de adevăr și o parte de înșelătorie? Mă bucur că ați pus și o asemenea problemă. În primul rând, nicio minune nu este săvârșită de preoți. Nu există preoți făcători de minuni. Orice minune care se petrece și se petrec minuni sub ochii noștri de multe ori, se petrec minuni atunci când te rogi cu credință, există oameni care pot da mărturie despre asta, nu
preotul face o minune. Dacă se întâmplă o minune, o vindecare miraculoasă, ea se întâmplă exclusiv datorită intervenției dumnezeiești. Adică te vindecă Hristos, te vindecă Sfânta Fecioară Maria, te vindecă Sfântul căruia te rogi, niciodată preotul. Preotul este un mijlocitor al rugăciunilor noastre către Dumnezeu și este cel care oficiază Sfintele Taine în biserică. E foarte importantă prezența preotului. Preoții există pentru că ierarhia bisericii există, pentru că Hristos s-a stat ierarhia bisericii începând cu Sfinții Apostoli. Preoții și episcopii sunt urmașii Sfinților Apostoli, dar nu ei sunt cei care fac minuni. Ei se pot ruga împreună cu noi, se pot ruga pentru noi, așadar să avem încredere în Dumnezeu, să-i respectăm pe preoții care merită respectul nostru și să fim atenți și foarte lucizi, să avem discernământul acesta pe care și dumneavoastră îl recomandați într-o asemenea emisiune, de a discerne între înșelătorie și bunăvoință, între șarlatanie și acte autentice de credință. O ultimă întrebare ar fi aceea, dacă în urma depistării unor astfel de fapte la un preot, Patriarhia, pe lângă faptul că acest preot este caterisit, să mai au și alte măsuri, adică să merge până acolo ca el să fie dat pe mâna legii pentru înșelătorie până la urmă? Pentru că se vorbește în unele momente despre faptul că acești preoți fac averi, adevărate averi, pe urma deschiderii cărții. Da, poate că e mult spus. Mă îndoiesc că lumea sărmană care vine la asemenea preoții poate să-i îmbogățească pe ei, dar sigur că e o problemă aparte. Patriarhia Română, mă bucur că mi-a spus această întrebare, nu poate interveni, mă refer la Patriarhia Română ca centru administrativ care se află la București. Nu poate interveni în alte eparhii. Patriarhia Română la nivel de biserică ortodoxă este împărțită în mai multe eparhii. Mitropolii și episcopii. Fiecare are un conducător spiritual al ei, episcopul sau mitropolitul locului. Aceștia sunt cei care intervin punctual în eparhia lor și nu patriarhul. Lumea în general crede că de la București se decide totul. În Biserica Ortodoxă Română, forul suprem de conducere este Sfântul Sinod, adică totalitatea episcopilor și mitropoliților din țară, Părintele Patriarh fiind președintele Sfântului Sinod. Deci deciziile pentru anumite erori care se consumă în anumite zone ale țării le iau episcopii din zona respectivă. Dincolo de caterisire, ca pedeapsă pentru un preot, din punct de vedere bisericesc nu există altceva, dar dacă se dovedește că persoana respectivă a încălcat și niște legi ale statului, bineînțeles că autoritățile pot interveni și îl pot inculpa. Vă mulțumim frumos pentru intervenția dumneavoastră și pentru explicațiile pe care ni le-ați oferit pe această temă. A fost Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române. Așadar, ar trebui să ne ferim de astfel de metode prin care unii preoți ajung să câștige de pe urma sărmanilor care sunt în căutarea vindecării sau caută să ajungă pe calea cea bună. Trebuie să luăm un scurt moment de publicitate, după care vom reveni și cu părerea unui preot despre această situație, dar și cu alte teme de dezbatere. Am revenit în studioul Sudmuntenia la raport și continuăm povestea preoților care deschid cartea. Un astfel de caz v-am prezentat și noi, un preot din județul Argeș și practică această metodă și le deschide oamenilor cu probleme grave care vin la acestea Evanghelia, spunând lucruri care urmează să se întâmple, precizând că toate acestea sunt adevărate și că ele chiar urmează să se petreacă în viața oamenilor respectiv. Ce-i drept în urma acestor practici, oamenii se aleg și cu venituri considerabile, unele dintre persoanele care merg la aceștia ajungând să dea chiar și mii de lei. Este o practică care, din păcate, există și în ziua de astăzi, deși un astfel de preot care deschide cartea ar putea fi caterisit, dar se pare că nu se sperie de aceste consecințe pe care faptele lui ar putea să le aibă. Avem și o mărturisire al unui preot extrem de cunoscut de întreaga țară, care, din păcate, nu mai este printre noi. Părintele Ilarion Argatu vorbește despre această practică a deschiderii cărții. Vedem și noi ce spune acesta și revenim imediat în platou.
obișnuiește să deschidă cartea, să se citească viitorul, să se afle dacă există rezolvare într-un necaz. E bine, e rău, e păcat, nu-i păcat? Eu am găsit că e păcat. Așa. Și unii preoți spun alții. Da. Am găsit că e păcat, că scrie la carte. Din ușii părățești, la vreme de apoi, se va vorbi neadevăr. Din ușii părățești. Și atunci spui omului, uite așa sunt, așa, așa, cum vă spun eu oameni. Uite așa am făcut și nu s-a întâmplat. Așa am făcut și nu s-a întâmplat. E, atunci care e mișcios? Cartea s-a preot, s-a preot în mișcios. Da, da, da. Așa mi-a pus o treabă așa. Zic, dar nu dacă ați spune, de ușii părătești, va fi vremea, și așa e vremea, vine. De ușii părătești, va vorbi de adevăr. De adevăr, era deschis la cărți nici bine, cum era. Pentru cine? Pentru cei care erau bolnavi așa de tare, încât a zis că nu știu dacă mai trece sau mare. Așa, bă, și chema doi, trei preoți, acolo la rugăciune, la Sfânt Masă, da, și punea epitahirul pe capul lui și se deschide cartea pe numele de viață sau moarte. Așa. Și preoții luau, vedeau cartea, nu ce, cum zici cartea, pe roșu sau pe negru ziceți. Dacă zici pe negru, înseamnă că aici mare. Nu rează și mare. Dacă zici roșu, înseamnă viață. Deci nu e adevărat, e o prostie la urmă. Da, da. Preoții fac, bine, fac. Eu am putut baga acolo pentru că e scris la scar. La vremea de apoi, să vă și vremea, unii, așa de ușii părătești, se vom predica neadevăr. Și să ușii părătești, nu preotul. Deci nu trebuie să se creadă în... Nu trebuie să credem în astfel de metode, nu ar trebui să mergem la preoți să le cerem să deschidă cartea, nu ar trebui să ne încredem în astfel de fenomene care se întâmplă și în ziua de astăzi în bisericile de la noi din țară. Am văzut care a fost poziția Bisericii Ortodoxe Române prin Patriarhia Română, am văzut și care a fost sfatul primit de la un preot, acela de a ne feri de astfel de practici, de astfel de metode la care apelează unii dintre preoți, preoți care riscă, așa cum v-am și spus, că să fie catarisiți, dar care nu se tem de acest lucru și sunt mai interesați de partea bănescă. Semnalul de alarmă pe care vrem să-l tragem în urma acestui material pe care vi l-am prezentat în această seară este faptul că nu trebuie să vă încredeți în ceea ce spun preoții care practică astfel de metode și nu trebuie să mergeți la astfel de preoți să le dați sume de bani în speranța că ei vă vor rezolva problemele. Nu există nici măcar un sâmbure de adevăr în tot ceea ce preoții vă spun. Sunt lucruri pe care dumnealor le spun pe moment, uitându-se la dumneavoastră și privindu-vă în ochi, ca și cum tot ceea ce ei vă spun în momentul respectiv urmează să se întâmple. Nimic nu este adevărat și toate aceste lucruri nu ar trebui să se mai întâmple. Tot ceea ce trebuie să faceți, exact așa cum ne spunea și domnul Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, este să continuați să credeți în Dumnezeu și să sperați că și în cazul dumneavoastră, așa cum s-a întâmplat și în cazul altor oameni, se vor produce minuni, dar nu să mergeți la preoți care să vă deschidă cartea și să vă prezică viitorul. Vom trece rapid și la cea de-a doua temă de dezbatere din această seară și vom vorbi despre o situație inedită care are loc într-o comună arceșeană, imediat după generic. În comuna arceșeană Bradu există un fenomen care se petrece de câțiva ani încoace. Fiecare edil care ajunge la conducere vine cu câte o idee. E bine, fostul primar a venit cu ideea de a dezvolta fotbalul de aici ca sport principal, așa că nu a stat prea mult pe gânduri și s-a apucat să facă o bază sportivă modernă la toate standardele pentru Liga a doua. Se gândește acum dacă ar mai fi rămas primar, vrea să facă și un spa, însă proiectul lui merge mai departe
în continuare. Are un club înființat aici, club care este finanțat din bani de la Consiliul Local. Însă, așa cum vă spuneam, dacă ar mai fi rămas primar, pentru că acesta între timp și-a pierdut mandatul, iar actualul primar, Dan Stroie, nu mai dorește finanțarea acestui club, dar, atenție, dorește să înființeze un alt club. Adică alți bani, altă distracție, alți bani care să meargă de la primărie, de la Consiliul Local, către o altă echipă de fotbal, dar și către echipe de handbal, de volei, în condițiile în care nu ar fi rău să se dezvolte acest lucru, dacă în comună toate lucrurile ar fi ca în palmă, dacă am avea parte de infrastructură și de utilități la toate standardele, care să-i mulțumească și pe localnici. Haideți să vedem un material cu minunea de la Bradu, așa cum a fost denumită ea în momentul în care s-a inaugurat acest stadion, și revenim. Bradu, județul Argeș, o comună aflată la doar 10 km de Pitești, unde dorințele localnicilor se bat cap în cap cu prioritățile primăriei. Fotbal să avem, că în rest raiul nu mai contează. Pare să fie premisa după care s-a ghidat administrația locală din Bradu. Aici s-a construit unul dintre cele mai moderne arene la nivelul ligilor inferioare. Stadionul a costat câteva milioane de euro. Terenul sintetic valorează 200.000 de euro, stâlpii de nocturnă alți 30.000 de euro și are tribună VIP. Construcția a început în 2009 și la momentul finalizării stadionul a fost omologat pentru Liga 2. Asta deși echipa de fotbal de aici joacă în Liga 3 și în prezent. Voci din interiorul primăriei spun că a fost doar un moft al fostului primar Florin Frătică, omul care a investit milioane de euro în fotbal în timp ce localnicii se plângeau de infrastructură și problemele din comună. Mare iubitor al sportului, acesta a făcut echipă cu Cristinel Soare, președintele clubului. Echipa Athletic Bradu, care evoluează pe acest teren, a fost înființată în 2009 și de atunci președintele clubului se chinuie să o ducă în Liga 2, iar banii au curs și curg în continuare pentru această echipă. Am fost întotdeauna pentru lucrurile făcute bine și benefice în totalitate comunității la care trăim cu toții. Nu spun că e o investiție rea, dar nu știu dacă era atât de necesară, mai mult decât infrastructura, care vedeți și dumneavoastră că nu este prea strălucită și sunt anumite zone care arată lamentabil. De când Stroia a luat locul lui Frătică, problema stadionului și a echipei de fotbal a devenit una la ordinea zilei. Frătică e de negăsit pentru jurnaliști. După mai multe încercări de a discuta cu acesta și ore de așteptat la primărie, am renunțat. Actualul primar, Dănuț Stroie, a acceptat să ofere câteva explicații, însă susține că a cerut verificarea modului în care s-au cheltuit banii pentru această investiție. Este folosit de clubul sportiv Athletic Bradu, care este finanțat în totalitate de primăria Bradu, din banii noștri. Investiția terenului de fotbal cu tribune cu tot se ridică undeva la 4 milioane de lei noi. S-a făcut în 3 etape. O etapă a constat în construirea unei tribune, deci fiecare, cele 3 tribune au fost construite în câte o etapă, iar sala sporturilor a fost făcută cu ajutorul Ministerului Dezvoltării prin anul 2010 și a costat undeva aproximativ 2,4 milioane lei noi. Banii aceștia pentru terenul de sport, de unde au venit? Din buget, de la minister sau fonduri europene? Deci pentru sala de sport, în totalitate de la Ministerul Dezvoltării a fost finanțat. Iar pentru partea de stadion? Stadionul cu teren sintetic cu tot, ce înseamnă stadionul, cu tribune cu tot, din bugetul propriu. Mai sunt câteva stadioane și în Pitești și la Mioveni. Era necesară această investiție pentru localitatea Bradu? Ce să vă zic? Așa s-a considerat la momentul acela. A fost vreodată tribunele pline aici, la Romeci? Din câte știu, niciodată. Niciodată? Niciodată. Înțeles, ce ar mai lipsi comunii? Acum, există bază sportivă. Nu era necesară, rămâne o întrebare, dar ce mai e? Unde trebuie să mai lucrăm la investiții? Să vă zic așa, la investiții, infrastructura. O sală de forță și un spa sunt deja în construcție, iar baza sportivă include și spații de cazare, nefinalizate și fără utilitate pentru moment. Cantonamentele se țin în alte părți, unde sunt condiții, în timp ce aici sunt băgați bani în continuare. Antrenorul, un fost fotbalist al FC Argeș, visează ca echipa să promoveze cândva. Echipa în momentul de față în ce ligă este? În Liga 3. Este un stadion omologat pentru Liga 2. Are toate condițiile necesare pentru a juca meciurile din campionatul Liga 2. Am înțeles.
înțeles. În afară de echipa Athletic, mai folosește cineva acest stadion? Din câte știu eu, mai sunt echipele de junior care folosesc terenul de fiecare dată pentru antrenamente și pentru jocurile oficiale. Din ce am înțeles, în curând se va deschide și un hotel unde băieții pot... se pot caza și lua masa, plus condiții de refacere, o piscină cu tot ceea ce trebuie pentru a te reface după jocuri și după antrenamente. Este un spațiu de cazare nefinalizat. S-a folosit vreodată acest spațiu? Nu. Nu, din ce știu, nu. Nu. Acesta este spațiul de care vorbeați, că va fi un hotel sau în altă parte? Nu, ăsta e spațiul despre care, din ce știu eu, se va face un spațiu de cazare pentru echipele care sunt aici. Am făcut pregătire centralizată la Climoneș Căciulat, un stagiu de pregătire de 10 zile, foarte bine, în condiții foarte bune, dar odată ce se va finaliza acest spațiu de cazare, sunt convins că nu și are rost o eventuală plecare din localitate. S-a cazat cineva vreodată aici? Niciodată. Deci niciodată? Încă nici nu. Păi puteți să filmați mai... Să vedeți că n-a fost cazat niciodată. O investiție foarte mare. La momentul de atunci eu m-am opus ca și consilier local. Nu este singurul consilier local care s-a opus. Multe voci s-au ridicat la momentul începerii investiției. Însă primarul de atunci, Florin Frătică, a vrut cu tot din adinsul să se laude cu marea sa realizare pentru sportul din Bradu. Unii au apreciat inițiativa, alții au strigat că sunt nevoi în comună și au vorbit chiar despre un sport național al construirii unor sali de sport sau stadioane în comune cu un număr mic de locuitori. Însă Frătică și Cristinel Soare au mers înainte. Deși are o vârstă înaintată, Soare mai intră și el pe teren din când în când. Din nou spre nemulțumirea unora dintre membrii Consiliului Local, care consideră că moftul lui Frătică s-a transmis la Soare. Athletic Bradu mai are și 80 de copii legitimați la toate categoriile de vârstă. Bun, așa cum ați văzut, aceasta este arena, ca să nu-i spunem, un stadion în care a investit fostul primar din Bradu, Florin Frătică. 200.000 de euro numai partea de teren, dar și alți 30.000 de euro pentru nocturnă și tot ce ați văzut acolo, omologat la Liga a doua, deși nici în momentul de față nu se poate vorbi de această ligă. Îl avem în acest moment prin telefon pe domnul Dan Stroie, primarul actual din localitatea Bradu. Bună seara! Săruna, bună seara! Domnul Băstroie, am înțeles că zilele trecute ați dat dumneavoastră o informație potrivit căreia echipa de actuală de aici, de la Bradu, Athletic Bradu, nu va mai fi finanțată de primărie, ci aveți de gând să faceți un nou club aici, la Bradu. De ce? Ne-ați putea da și nouă un răspuns, o explicație? Pe urma controlului făcut de Curtea de Conturi de aici, de la Argeș, pe care l-a efectuat la primăria Bradu anul trecut, în 2016, au reieșit o serie de nereguli. Care sunt acestea? Felul cum s-au făcut contractele de finanțare nerambursabilă, mai precis procedurile și criteriile de atribuire, și mai mult de atât, clubul sportiv nu și-a respectat contribuția de minim 10%, aducând un prejudiciu de circa 215.000 de lei primăriei. Deci până acum a fost finanțat doar de la bugetul primăriei, să înțeleg că trebuia să aibă și o parte de 10% sponsorizare, de exemplu. Da, deci trebuia să contribuie cu 10% din cât finanțam noi. De exemplu, la suma de 50.000 de lei cu care îi finanțam lunar, trebuia să găsească să contribuie și ei cu 10%, adică 5.000 de lei lunar. Ceea ce n-au făcut. Ce explicații au dat cei de la club? Au zis că n-au știut de acest criteriu. Mai mult decât atât, acest club n-a fost înființat ca un club de drept public al primăriei, a fost înființat ca un club de drept privat. Dar finanțat de la buget? Da, finanțat de la buget. De asemenea, nu a fost asigurată permisiunea primăriei și altor instituții abilitate de a verifica utilizarea fondurilor publice alocate. Ăsta a fost un alt criteriu, pentru că noi le alocam suma de bani, ei o cheltuiau cum vreau. Cine sunt ei, domnul Stroie? Cine reprezintă conducerea acestui... Conducerea clubului. Păi, din informațiile pe care le am în urma unei adrese făcute la federație, am primit... prin care mi se spune că clubul, președintele clubului
este fostul primar Florin Frățică, iar vicepreședinte consilierul Soare Cristinel. Dumneavoastră vorbiți în momentul de față despre înființarea unei alte echipe. Ce ne puteți spune despre stadionul care a fost construit în localitatea dumneavoastră? Vorbim despre un stadion în care s-au investit nici mai mult, nici mai puțin de 200.000 de euro. Sute de mii de euro pentru o localitate cum este Bradu, bănuiesc că reprezintă o sumă extrem de mare. Da, este, într-adevăr, avem și bugetul mare, în jur de 300 de miliarde anual, buget propriu din taxe și impozite de la persoane fizice și juridice. Și am luat hotărârea în Consiliul Local, deci consilierii au fost de acord să înființăm un nou club de drept public să fie al primăriei. Un club, ce presupune înființarea unui nou club? Vorbim despre o altă echipă care să joace pe stadionul respectiv sau... Baza, vreau să fac precizarea că baza sportivă este a noastră, nu este a clubului, este a primăriei. Tot ce s-a investit acolo, s-a investit din bugetul primăriei. Practic, noul club va veni și va juca exact în baza sportivă respectivă, antrenamentele se vor face acolo și nu vor mai fi investiți alți bani în alte stadioane. Nu, nu. Deci rămâne... am luat hotărârea și nu am nimic nici cu clubul atletic. Poate să rămână să funcționeze în continuare, dar să-și găsească finanțatori și le pune la dispoziție și lor baza sportivă să se antreneze, să joace meciurile pe care le au. Domnul Străie, înființarea unui nou club și păstrarea, bineînțeles, a celui vechi, pentru că am înțeles că de la sfârșitul lunii mai, dacă nu greșesc eu, nu va mai fi finanțat. Finanțat, da. Înseamnă să o luați de la capăt de la Liga 5-a și să încercați să totul avansați. Nici cei de acum n-au reușit să ajungă, nici măcar au ajuns la a treia, nici măcar la Liga a doua, pentru care e omologat stadionul. Nu înseamnă, de fapt, alți bani, altă distracție către partea asta de... pasiune sportivă. Într-adevăr, va fi o muncă susținută, depusă de noua conducere și de băieții care vor face parte din echipa de fotbal și nu numai, pentru că odată cu înființarea noului club am hotărât să conțină mai multe secții, adică fotbal, volei, handbal, basket, șah și gimnastică și exclusiv și vor fi cu sportivi, cu băieți, fete din comună. Am înțeles. Adică să le dați șansa și celorlalți care nu iubesc neapărat fotbalul să facă sport. Nu este un lucru rău, însă investiția este una destul de mare. Atunci când am venit la dumneavoastră, ne-a spus că în comuna Bradu este nevoie de investiții și în alte domenii, cum ar fi infrastructura, unde sunt probleme mari. Ce se întâmplă cu aceste investiții? Vor fi bani și pentru ele sau rămân iarăși pe planul 2, cum a fost în cazul domnului Frătică? Păi asta o să pun accent, ce s-a construit, asta este, s-a construit nimic de zis, e terenul mare, avem tribunele cu 6.000 de locuitori, noi având 8.300 de locuitori din ultimele date de la evidența populației, dar s-a construit, asta este binevenit, este un brand pentru comuna noastră, într-adevăr, această bază sportivă. Dar investițiile vor fi pe primul plan la mine, dar nu pe ultimul loc sportul. Adică băgați bani și în sport, dar înțeleg... așa cum a fost până acum și vreau ca acești bani pe care o să-i bag să fie și controlați. Adică să știm exact unde merg, pe ce se cheltuie. Știu că spuneați atunci când am venit la dumneavoastră un lucru care mie mi s-a părut ciudat. V-am întrebat câteva detalii despre construcție de aici, despre baza sportivă și mi-a zis că mai mult decât mi-ați precizat nu mai știți pentru că nu au existat niciodată informații către persoane din primărie. Să înțelegem că au fost secretizate toate aceste investiții, toți banii dați către clubul acesta? Prima dată când am aflat de finanțarea pe care o făceam noi către acest club, am întrebat și noi ca și consilieri dacă într-adevăr finanțăm acest club sau nu, cum așa cum se aude. Și mi s-a zis că da și că ar fi existat și o hotărâre Consiliu, ceea ce noi consilierii nu știam. Dar nu credeți că dacă dumneavoastră în momentul de față v-ați îndrepta mai mult atenția către clubul actual și să spunem că i-a schimbat conducerea, pentru că așa cum declarați dumneavoastră, se pare că de acolo ar porni totul. Nu credeți că ar fi de ajuns ca să nu mai parcurgeți tot acești pași de care amintea și colega mea? Nu, pentru... nu,
Nu mi se pare greu, orice se poate în viață și îmi place să pornesc întotdeauna, am pornit de jos. Și haideți să vă spun că am vrut să preiau acest club, într-adevăr, să-l trec din privat în public, dar am consultat o grămadă de avocați care sunt în domeniu și au zis că n-am nicio șansă. Pentru că eu, conducerea clubului, nu am cum să o schimb. V-am zis, odată, și mi-au zis avocații, dacă s-a născut așa cum s-a născut privat, nu are cum să moară public. Dar cu domnul Frătica ați stat de vorbă, este actualul viceprimar. I-ați explicat această situație, dumneavoastră? Da, am înțeles. Da, până la urmă a zis că îi rămâne hotărârea Consiliului Local, care deja și-a arătat dorința de a înființa noul club. Și pe cel vechi voastră și păstreze în continuare, dar să-și găsească finanțări, am zis. Adică fără sponsorizări, dacă nu se vor găsi, va muri Athletic Bradu și vă asistăm la nașterea echipei pe care am înțeles că vreți să o numiți Real Bradu. Da, da. Noi vă mulțumim frumos pentru precizările dumneavoastră din această seară. A fost domnul Dănuț Troie, primar în localitatea Bradu. Așadar, ați auzit și dumneavoastră, o investiție de 200.000 de euro într-un stadion care în momentul de față are o echipă, are oameni care au înființat în acel loc fotbalul sau au adus viață fotbalului românesc. Bani care au fost investiții, dar care în momentul de față nu-și explică așa primarul de ce nu se mai face performanță și de ce nu vine profit și pentru primărie, pentru că așa cum preciza dumnealui, din partea echipei de fotbal Athletic Bradu ar fi trebuit să vină 10% din câștiguri către primărie, iar acest lucru nu se întâmplă. Tot ceea ce am putea concluziona pe acest subiect este legat de faptul că se va înființa o nouă echipă. Da, spuneai 200.000 de euro și este foarte important să punctăm acest lucru. Acești bani s-au dus doar pe partea de teren, adică pe partea de gazon. Pentru că dacă ne gândim la ce însemna tribune, la ce însemna nocturnă și așa mai departe, ajungem la milioane de euro. Și la toate finanțările care s-au dus către echipă în fiecare lună. În vechimea acestei echipe, care a ajuns în Liga a treia, se pare că de aici nu mai reușește sau n-a reușit în ultima perioadă să meargă mai departe, să ajungă la nivel de Liga a doua, pentru care este și omologat acest stadion, această arenă. Și în momentul de față asistăm la moartea Athletic Bradu, dacă nu se vor găsi sponsorizări, și nașterea Real Bradu, tot din banii primăriei. L-am întrebat cum era firesc și pe domnul primar, dacă nu sunt altele prioritățile. Nu am primit un răspuns în acest sens. Ne-a vorbit despre investiția de la stadion, dar nu ne-a vorbit și despre ce înseamnă investițiile din comună în partea de infrastructură, unde doare cel mai mult, pentru că este un punct important pentru investitori, dar și în partea de utilități. Trebuie să luăm un scurt moment de publicitate și revenim. Am revenit în platoul Sud Muntenia la Raport. Înainte de pauza de publicitate, vă prezentam situația din comuna argeșană Bradu, unde se pare că sportul e un moft al edililor. Fostul primar și-a tras un stadion de milioane de euro și un club, o echipă de fotbal și un club aferent. Spa și spații de cazare pe care nici în momentul de față nu le-a finalizat. Finanțat de la buget, se pare că ar fi trebuit să-și asigure sponsorizarea măcar 10%. Nu s-a întâmplat, Curtea de Conturi a venit cu un verdict. Actualul primar vine și el cu o altă idee, renunță la acest club care este privat, dar finanțat din bani publici, atenție, și vine cu ideea de a-și realiza propriul club. Așadar, moare Athletic Bradu, naște Real Bradu. Haideți să vedem care au fost declarațiile oficiale date de către cei doi, actualul și fostul edil, fix la momentul la care acest proiect a fost votat în ședința de Consiliu Local. Și revenim. De la o echipă care se luptă de ani de zile să promoveze măcar în Liga 2, comuna argeșană Bradu vrea să bată recordul în privința banilor cheltuiți pe pasiunile edililor. Potrivit ziarului Jurnal de Argeș, deși în Bradu există echipa Athletic Bradu care evoluează în Liga 3, mai nou autoritățile locale vor înființarea unei noi echipe care să joace în Liga 5 și care să se numească Real Bradu. Inițiativa aparține primarului Dănuț Troie, care nu vrea să sponsorizeze în continuare pe Athletic Bradu, echipă înființată de fostul primar Florin Frătică. Întrebați de jurnaliști despre situație, cei doi, Stroie și Frătică, s-au combătut în declarații.
M-a determinat să fac acest lucru și anume să înființez o nouă echipă pentru că, așa cum se știe, controlul făcut de anul trecut de Curtea de Conturi clubului Athletic Bradu i s-a impus să găsească sponsorizări în valoare de 2 miliarde și ceva pe ultimii 2 ani de zile. Nu este un club de drept public, nu este al primăriei, ci este finanțat într-adevăr de primăria Bradu. Este un club privat. Atâta timp cât nu este un club al primăriei și este un club privat, dar există hotărârea Consiliului Local de a fi finanțat, conducerea clubului nu face ce vrea cu banii ăia. Președintele clubului este fostul primar Florin Frătică și vicepreședinte Cristi Soare. Consiliul Local Bradu a decis prin hotărâre să financeze până la terminarea campionatului pe atletic și după aceea pot folosi baza sportivă, dar trebuie să-și găsească sponsori. Noi vom pleca cu Real Bradu din Liga 5-a, pentru că sunt mulți copii din comună care vor să joace fotbal, handbal, basket. Noi am pus mai multe secții. Fotbal, handbal, basket, volei, șah și gimnastică. Legal nu se poate ca Athletic să fie finanțată de primăria Bradu. A declarat la momentul luării acestei decizii primarul Dănuț Stroie. De cealaltă parte, nici Frătică nu se lasă. Echipa lui e suficient de bună, spune fostul primar din Bradu. Primăria Bradu are o echipă de fotbal, dar dorința domnului primar este aceea de a mai înființa o echipă, un club. Din câte am înțeles, se dorește o societate comercială de utilitate publică care să fie un nou club și să înceapă din Liga 5-a. Eu m-am opus acestui proiect, Real Bradu. Bugetul este aprobat pentru finanțarea echipei Athletic Bradu și trebuie să finanțăm echipa pentru că altfel riscăm penalități foarte mari din partea LPF. Dar la anul nu știu ce se va întâmpla. Această hotărâre vine din partea Consiliului Local, la propunerea primarului, dar noi vom insista să susținem pe Athletic în continuare. Eu oricum nu văd rostul acestei noi echipe. Eu știu cât ne-am chinuit să ajungem în Liga 3-a, cu multe sacrificii, cu un parcurs de aproape 10 ani. Am susținut această echipă inițial personal, apoi într-un final din partea primăriei și am ajuns aici cu sacrificii foarte mari, cu cheltuială. Nu cred că ei vor reuși să ajungă aici prea devreme. Athletic Bradu nu e a mea, ci a Consiliului Local Bradu. Susține Florin Frătică. Dincolo de bătălia echipelor de fotbal din Bradu, rămân alte probleme pe care comunitatea le cere rezolvate. Infrastructura este o nevoie stringentă, având în vedere drumurile din comună, dar și faptul că încep să vină din ce în ce mai mulți investitori în această zonă, iar oamenii se gândesc la locurile de muncă pe care le pierd dacă nu li se oferă condiții angajatorilor. Ați văzut care sunt pozițiile celor două personaje, este vorba despre fostul și actualul primar. Încercăm să luăm legătura și cu domnul Florin Frătică, fostul primar din localitatea Bradu, actualul viceprimar al localității după alegerile din iunie anul trecut. Fiecare ține la propriul club, fiecare are câte o doleanță. L-avem în direct. Bună seara, domnul Florin Frătică! Nu este deocamdată. Colegii noștri ne spun că are telefonul închis. O să îi rugăm să-l contacteze și pe celălalt număr de telefon, pentru că, așa cum din informațiile pe care noi le avem, știm că are două numere de telefon. Să sperăm că pe celălalt nu și l-a închis și vom reuși să avem și un punct de vedere al dumnealui. Până una alta, până reușesc colegii să-l contacteze, trebuie să vă spunem că despre dumnealui au apărut câteva informații în ultimele zile. Este vorba despre faptul că a fost condamnată de Curtea de Apel Pitești la un an cu suspendare într-un dosar de conflict de interese, dar deocamdată nu se știe dacă acesta își va pierde sau nu și mandatul de viceprimar după ce l-a pierdut pe cel de primar. Pedeapsa a fost redusă de la un an și 6 luni inițial la termenul de un an cu supraveghere. Judecătorii au interzis dreptul de a fi ales într-o funcție publică sau de a deține o funcție publică, numai că primind o pedeapsă cu suspendare, această interdicție se suspendă și ea pe o perioadă de 3 ani. Rămâne de văzut ce vor spune jurii de la prefectura din Argeș despre această situație și ce măsuri se vor lua dacă Florin Frătică își va pierde mandatul de viceprimar sau dacă va rămâne în continuare viceprimar la Bradu. Revenind la situația noastră, de fapt, asistăm la o bătălie a echipelor de fotbal, a cluburilor sportive la Bradu, într-o comună care are cu totul și cu totul alte nevoi în momentul de față. Din păcate, despre aceste nevoi pe care localitatea Bradu le are în momentul de față, n-am reușit să aflăm prea multe detalii de la actualul primar, domnul Dănuț Stroie. Dumnealui a insistat și a continuat să ne vorbească despre noul club și noua echipă de fotbal pe care urmează să le înființeze în localitatea pe care o conduce, deși în momentul de față, așa cum vă spuneam încă de la început, există un club acum, Athletic Bradu se numește el, o echipă de fotbal care a reușit să promoveze din Liga 5-a în Liga 3-a.
și, din păcate, urmează să se repete aceiași pași, alți bani, altă distracție, am putea să spunem noi, odată ce se va înființa noul club. Vom vedea dacă el se va înființa sau nu. Decizia va fi a consilierilor locali. Probabil în următoarea ședință de consiliu se va deschide și acest subiect și se va afla și părerea dumnealor. Da, există atât păreri pro cât și păreri contra. Problema o reprezintă faptul că se vorbește despre bani publici, despre bani veniți de la contribuabilii de aici din localitatea Bradu, care de fiecare dată când sunt întrebați care le sunt nevoile, vorbesc despre nevoile stringente, însemnând infrastructură și utilități. Ați văzut și dumneavoastră în imaginile pe care le-am prezentat în cele două materiale care sunt condițiile din comuna Bradu. Ați văzut că e nevoie de o investiție în infrastructură urgent, a recunoscut-o și actualul edil, domnul Stroie, dar ne-a spus că nu vrea să renunțe sub niciun fel la ideea lui de a-și înființa un nou club. Chiar dacă asta înseamnă ani de muncă și bani care se vor scurge din nou de la primărie, de această dată spune dumnealui într-un mod transparent către un nou club. Rămâne de văzut ce se va întâmpla și cu actualul club care este în Liga A 3-a, dacă va primi, va reuși să obțină sponsorizări și va mai exista în continuare sau dacă activitatea acestui club va fi stopată. Am încercat să luăm legătura cu domnul Florin Frătică. Dumnealui ne-a închis telefonul. Am văzut care a fost totuși declarația oficială pe care acesta a avut-o. O bătălie a echipelor, așa cum spuneam. Mofturi de primar, așa cum l-am și titrat, și rămâne de văzut în continuare dacă într-adevăr vor asculta și de ce spun contribuabilii, de fapt cei care i-au ales și i-au pus în funcții. Discutăm în ultima parte a emisiunii și despre un alt subiect. Ajungem în județul Prahova, mai exact în Câmpina, acolo unde vă vom prezenta o situație a unui centru social de urgență Sfântul Nicolae din Voila, care a existat din 2012 până anul acesta. A existat un contract făcut între primărie și Asociația Diaconia. În prezent, centrul social de urgență s-a transformat în centru rezidențial de asistență și reintegrare socială a persoanelor fără adăpost. Vedem un material de prezentare cu povestea acestui centru și revenim să discutăm despre el. Centrul social de urgență Sfântul Nicolae din Câmpina a fost construit în anul 2012 din bani publici și administrat ulterior de Asociația Diaconia, în baza unui contract de prestări servicii sociale încheiat pe 4 ani între Primăria Câmpina și această organizație neguvernamentală care aparține Patriarhiei Române. O parte a cheltuielilor erau suportate de la bugetul local. Acum contractul a expirat, iar administrația locală a decis să nu-l prelungească. Consilierii municipali din Câmpina au aprobat înființarea, începând cu data de 1 aprilie 2017, a serviciului social Centrul Rezidențial de Asistență și Reintegrare Socială a persoanelor fără adăpost din Câmpina, cu sediul pe strada Voila, numărul 114, vis-a-vis de Spitalul de Psihiatrie Voila. Totodată a fost aprobat și regulamentul de organizare și funcționare a acestui serviciu social. Scopul principal al serviciului social, Centrul Rezidențial de Asistență și Reintegrare Socială a persoanelor fără adăpost din Câmpina, este acordarea de servicii sociale persoanelor lipsite de un adăpost sau locuință temporară sau definitivă, care, din punct de vedere medical, sunt apte de a sta în colectivitate și nu necesită supraveghere medicală permanentă. Persoanelor singure ori familiilor care, din motive de ordin social, medical, financiar, economic, juridic, ori din cauza unor situații de forță majoră, trăiesc în stradă, locuiesc temporar la prieteni sau cunoscuți, se află în incapacitate de a susține o locuință în regim de închiriere, ori sunt în risc de evacuare. De asemenea, serviciul răspunde nevoilor sociale, precum și a celor speciale individuale sau de grup, în vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale și creșterii calității vieții. Serviciul social nou înființat, care nu are personalitate juridică și funcționează în cadrul Direcției Serviciului Public de Asistență Socială, urmărește crearea condițiilor necesare pentru susținerea beneficiarilor proveniți din categorii sociale defavorizate, având de asemenea drept obiective evitarea deceselor în stradă, precum și crearea premiselor pentru reintegrarea familială, profesională socială a celor din categoriile sociale defavorizate. Beneficiarii serviciilor sociale acordate în acest centru social sunt persoane lipsite de posibilitatea asigurării unei locuințe temporare sau definitive, care, din punct de vedere medical, sunt apte de a sta în colectivitate și nu necesită supraveghere medicală permanentă, persoane singure ori familii care, din motive singulare sau cumulate de ordin social, medical, financiar, economic, juridic, ori din cauza unor situații de forță majoră, trăiesc în stradă, locuiesc temporar la prieteni sau cunoscuți, se află în incapacitate de a susține o locuință în regim de închiriere, ori sunt în risc de evacuare. Beneficiarul trebuie să îndeplinească anumite condiții de acces, după cum urmează. Este
persoană fără adăpost s-a aflat în imediat pericol de a ajunge în această situație. În cazul în care este însoțit de minori, solicitantul trebuie să dețină acte de identitate pentru aceștia. Este motivat și angajamentul de a face schimbări pozitive, de a renunța la comportamente distructive și de a lucra sau a deveni persoană sănătoasă independentă. Are capacitatea fizică și mentală de a trăi independent sau cel puțin de a lucra spre acest scop. Are obligația să ofere informații corecte cu privire la identitatea și situația familială, medicală, socială și economică și permite verificarea veridicității acestora. Se angajează să respecte regulamentul de ordine interioară, normele interne de funcționare și procedurile de lucru. Nu se află sub urmărire penală sau interdicție. Prioritate vor avea persoanele cu domiciliul în municipiul Câmpina față de cele provenite din alte localități. Persoanele care nu au domiciliul legal sau reședința conform actelor de identitate în municipiul Câmpina au dreptul să beneficieze de serviciile centrului maximum 7 zile calendaristice o singură dată. Persoanele care au domiciliul legal sau reședința conform actelor de identitate în municipiul Câmpina au dreptul să beneficieze de serviciile centrului pentru o perioadă de maximum 6 luni o singură dată, cu posibilitatea de prelungire cu încă 6 luni o singură dată, în funcție de situația particulară a fiecărui beneficiar și raport cu nevoile individuale ale acestuia. Personalul unității va fi format din șeful centrului, un asistent social și 4 îngrijitori. În următoarele săptămâni, primăria va organiza concursurile pentru ocuparea acestor posturi. Așa cum ați văzut și dumneavoastră, în anul 2012 în Câmpina se înființa Centrul Social de Urgență Sfântul Nicolae, care în acel moment era construit din bani publici și era dat în administrația ulterioară a Asociației Diaconia. Vorbim despre o asociație care aparține Patriarhiei Române, este o organizație non-guvernamentală și toate aceste lucruri s-au făcut în baza unui contract care în momentul respectiv era încheiat pe 4 ani. Imediat după acești 4 ani, centrul social a revenit în conducerea primăriei. În momentul de față, primăria este cea care se ocupă de administrarea centrului. Mai multe detalii despre ce va fi la centrul respectiv ne va da în această seară doamna Marina Stoian, asistent social la centrul rezidențial din Voila. Bună seara! Bună seara! Vorbim despre un centru rezidențial de asistență și reintegrare socială a persoanelor fără adăpost. Aceasta este titulatura pe care o are în momentul de față fostul centru social de urgență Sfântul Nicolae din Voila. Ce ne puteți spune despre contractul care a fost realizat între primărie și Asociația Diaconia în anul 2012, în momentul în care centrul a fost înființat? Eu sunt nouă angajată în centrul care de acum funcționează și aceste informații nu pot să le dau eu. De săptămâna viitoare va fi angajat un nou șef de centru. Și dacă doriți alte informații, puteți afla de la acesta. Ceea ce putem spune este clar se știe, era scris negru pe alb, acest centru a fost dat în administrația Asociației Diaconia în baza unui contract care la început era pe o perioadă de 4 ani. Ulterior, după ce acest termen a fost depășit, acest centru a revenit în administrarea primăriei, așa cum este și în momentul de față. S-au demarat procedurile de angajare a personalului pentru acest centru? Au fost angajați 4 îngrijitori și asistentul social. Care sunt condițiile pe care trebuie să le îndeplinească cei care vor să vină la acest centru? În primul rând trebuie să fie persoană fără adăpost, să nu aibă casă sau să fie în risc de a-și pierde casa. Trebuie să... E posibil să vină și o persoană care să aibă venituri din sub o formă sau alta? Sau aceasta este o condiție clară pe care trebuie să o îndeplinească persoanele respective? Nu este o condiție. Vorbim de persoane care urmează să locuiască în acest centru social, persoane care sunt din Câmpina sau pot fi și din afara municipiului, din județul Prahova sau și din alte județe? Prioritatea au cei din municipiul Câmpina. Iar cei care sunt din alte localități sau din alte județe pot fi cazați doar pentru 7 zile pentru a li se face actele sau ce au nevoie, analize sau ce se poate face. Apoi aceștia de primării sau de locurile de unde ei provin. În acest moment mai sunt și alte condiții pe care persoanele respective ar trebui să le îndeplinească în momentul în care urmează să fie cazate în acest centru? Trebuie să-și dorească să facă schimbări pozitive în viața lor, să-și dorească să lucreze dacă au capacitatea de muncă, să renunțe la vicii dacă
fumează sau au alte vicii, să nu fie violenți. Vorbim doar de o anumită categorie, în sensul în care este un centru doar pentru femei, pentru bărbați, pentru copii, pentru familii? Persoane adulte fără adăpost. Este destinat, centrul este destinat pentru persoanele adulte fără adăpost. Adică pot fi și femei și bărbați? Și femei și bărbați, da. Ce, de ce îngrijire au parte cei care ajung aici? Ei beneficiază de servicii medicale, adică de facilitarea serviciilor medicale. În cazul în care nu au un medic de familie, se realizează legătura dintre ei și medicul de familie. Au hrană, 3 mese pe zi asigurate. Asistentul social, eu, trebuie să, dacă au nevoie de acte, merg să fac actele pentru ei la primărie, la poliție. Adică, practic, îi ajutați să-și recupereze și identitatea pe cei care nu mai au documente. Da. Cât rămân aici? Cât rămân aceste persoane în centru rezidențial? În prima fază, maxim 6 luni. Dacă este nevoie, se poate prelungi încă 6 luni această perioadă. Această măsură. Și ce se întâmplă cu persoanele care nu reușesc să-și găsească totuși un loc de muncă sau un adăpost? Ele vor fi evacuate, adică vor fi evacuate după expirarea acestei perioade sau se va acorda clemență și în acest caz și păstrați în continuare în centru? Se încearcă reintegrarea lor în societate. Se caută familia extinsă, se caută rude, prieteni. Dacă nu, încercăm să-i internăm în alte instituții, cum ar fi instituții pentru îngrijirea persoanelor cu handicap, dacă sunt persoane care au probleme. Asta este iarăși o întrebare importantă. Pot veni aici și persoane care au un handicap fizic sau motoriu sau psihic? Ei trebuie să fie destul de... Ei trebuie să fie apt să fie în colectivitate. În momentul de față, aveți anumite persoane cazate în cadrul acestui centru? Pentru că atunci când noi am venit la dumneavoastră, era un singur bătrân cazat. Da, este doar un singur domn, momentan. Trebuie să punem la punct toate formalitățile ca să putem să pornim cu dreptul, ca să zic așa. Pe lângă acest centru, mai există și alte posibilități pentru cei fără adăpost în Câmpina? Mai pot fi cazat și în altă parte și în ce condiții? Ce știți dumneavoastră? Nu știu să vă spun. Din câte știu eu, nu. Am înțeles. Știți informații despre acest centru. Capacitatea ne puteți spune? Care este? Capacitatea este de 20 de persoane. 20? Da. Este un număr destul de mic, raportându-ne la, și la mărimea orașului, dar și la problemele cu care se confruntă cei de aici. Vă mulțumim frumos pentru precizările dumneavoastră din această seară. Domnul Remus Bădulescu, administratorul public al primăriei din Câmpina, este chiar acum în legătură telefonică directă cu noi. Bună seara, domnule Bădulescu. Bună seara. Sperăm ca de la dumneavoastră să putem să aflăm mai multe informații de la asistentul social angajat în urmă cu câteva zile, așa cum ne spunea și dumneai. Nu am reușit să aflăm prea multe detalii. Ne puteți spune despre ce ne puteți spune despre acest centru? Care ar fi utilitatea lui în municipiul Câmpina? Ce urmează să se facă la centrul respectiv? Utilitatea lui... I-aș ruga pe colegi să ne dea și nouă sunet în platou. Da. Deci, utilitatea centrului social s-a confirmat de-a lungul timpului. A fost o formă de ajutor și de control asupra unor situații deosebite care apar cu cetățenii municipiului Câmpina. Inițial, după ce a fost înființat acest centru, pentru... eu știu, poate pentru o funcționare mai bună. La un moment, la început se vorbea despre un centru social de urgență. Practic, persoanele erau aduse în acest centru doar în cazurile de urgență. Acum el a fost transformat în centru rezidențial, asta datorită primăriei, datorită investițiilor care se vor face în zona respectivă. Da, nu știu cât de mult va fi un centru rezidențial, dar va fi tot cetățenilor cu probleme din municipiul Câmpina, care au rămas fără case.
spuneți, pentru că n-am reușit să aflăm de la asistentul social, dacă mai sunt și alte posibilități, alte locuri în care pot fi cazate aceste persoane sau este singur la adăpost de acest fel din Câmpina? Este singurul adăpost cu această specificație, da. Mai sunt în Câmpina alțile de bătrâni, dar sunt private. Sunt private, deci practic este singurul adăpost public. Singurul adăpost public, da. Ce se întâmplă cu persoanele de aici? Am înțeles că rămân inițial pentru o perioadă de 6 luni, cu posibilitatea de prelungire încă 6 luni. Dacă nu-și găsesc un loc de muncă și un adăpost, ele vor fi evacuate după această expirare a termenului? Se caută soluții. În aceste 6 luni cât locuiesc în centru, se caută soluții pentru a fi reintegrați într-un mod sau altul. Cu puțin, să le spunem, dintre ei este mai greu. Sunt, să le spunem, oameni ai străzii sau care nu mai au rude. Astăzi, în momentul în care am discutat cu dumneavoastră, ne vorbeați și de alte investiții care se vor face în Câmpina, pentru că, din fericire, mai sunt și investiții făcute spre binele oamenilor din acea zonă. Ce ne puteți spune despre locația pe care ați preluat-o tocmai zilele acestea? Da, am preluat și cantina socială. Da. Până acum a funcționat sub coordonarea unei firme private, iar primăria plătea aceste servicii. Da, clădirea fiind a noastră, o parte din instalații fiind ale noastre și acum ne-am gândit tot în genul de a ajuta cetățenii cu posibilități mici, ne-am gândit să o preluăm și să investim, să facem niște reparații și să oferim serviciile de cantină socială. Domnul Pădulescu, îmi cer scuze că vă întrerup, aș avea o întrebare importantă. Am văzut că în ultima perioadă tot mai multe primării, tot mai mulți edili au apelat la practica ca în momentul în care să primesc mâncare la cantină, cei care au nevoie de acest sprijin, să presteze și muncă în folosul comunității. Veți aplica același principiu? Da, deja am discutat aceste aspecte pe care le-am învățut sau le-am auzit și noi în alte primării. În mod normal, puține cazuri, să spunem, care încearcă să ocolească această lege de muncă în folosul comunității, cum da unor servicii pe care le oferă primăria. Nu am avut așa multe cazuri. La noi, în general, cei care primesc ajutor social sau automat și cei care se încadrează la o masă gratuită prestează muncă în folosul comunității. Am înțeles. Vă mulțumesc. Sunt foarte puține cazuri care ocolesc într-un fel sau altul această modalitate. E un lucru foarte bun, pentru că în alte părți am asistat chiar la refuz de a primi hrana pentru că nu doreau să muncească. E îmbucurător că aici și se conformează, pentru că până la urmă există un efort bugetar care se face pentru această hrană, și e normal să se conformeze. Vă mulțumim frumos, domnule Remus Bădulescu, pentru intervenția și pentru răspunsurile dumneavoastră. Așadar, sunt speranțe și pentru cei mai puțin, pentru cei loviți de soartă, pentru cei mai puțin norocoși. Rămâne de văzut câți dintre ei vor ajunge aici și câți dintre ei vor putea fi reintegrați, pentru că, până la urmă, asta este miza și nu s-adăpostești un om câteva luni după care să plece. Dacă în alte seri discutam despre problemele cu care municipiul Câmpina se confruntă, despre proiecte făcute și nefinalizate, despre faptul că urmează să se facă și alte proiecte pe bani mulți și nu se știe dacă ele vor fi finalizate sau nu, iată că în acest caz, în cazul Centrului Rezidențial de Asistență și Reintegrare Socială din Voila, vorbim despre un proiect cu un final fericit. Vom vedea dacă în acest centru mai multe persoane, practic 19 persoane, ar urma să vină în locația respectivă. Vom vedea dacă ele vor ajunge sau nu în acest centru și vom vedea de asemenea dacă după acea perioadă de 6 luni ele vor reuși să fie reintegrate și vor reuși să găsească un loc de muncă sau identitatea pe care nu au în momentul în care ajung la centru. În momentul de față se fac angajări pentru locația respectivă și cu siguranță vom reuși să obținem mai multe detalii pe parcurs referitor la acest subiect.
Vă mulțumim frumos că ați rămas alături de noi și în această seară. Vă invităm să ne urmăriți și săptămâna viitoare de luni până joi, de la ora 19:30. Până atunci, toate cele bune! La revedere!